Da, astăzi vreau să prezint o știre de interes pentru toți bugetare. Cu privire la decontarea ochelor de vedere din partea instituției. Urmarea unei știri făcute acum câțiva de zile, oamenii au solicitat decontarea ochelarilor. Unele instituții au făcut acest lucru, cele mai multe nu. Noi ne-am adresat instanței și în toate situațiile instanțele ne-au dat dreptate. Problema cea mai mare este că oamenii nu cunosc acest drept, nu au făcut formalitățile necesare sau nu s-au adresat organizații de sindicat la care sunt membri pentru a le recupera acest drept. Ei bine, unele, unele instituții au ajuns să reglementeze o procedură, fie din proprie inițiativă, fie urmarea a încheierii acordurilor colective sau contractelor colective de muncă. Am văzut că s-au creat niște practici de a stabili și valori, contumuri concrete și maximale cu privire la decont. Ei bine, legea nu prevede vreo astfel de limită, cel puțin pe partea de lentile. Să zicem că pe partea de rame e o chestie de, de gust, de modă și atunci prețul diferă. Eu cred că ar putea să prevadă o sumă doar pentru partea de, de rame întrucât, repet, acolo ține de, de opțiunea omului. Cu privire la partea de lentile, nu poate fi o limită. Am văzut că au făcut astfel de reglementări în contract colectiv de muncă sau acorduri colective și n-ar ține în fața instanței. Astăzi am o nouă hotărâre judecătorească pentru membru de la Arhivele Naționale. Instanța a admis cererea și obligă prâta să-i deconteze suma de 4227 lei pentru aparatul de corecție special și consultația oftalmologică. Am spus că suma, suma este una consistentă, deci este un motiv serios să vă cunoașteți drepturile, să pretindeți să vă fie acordate și dacă nu există nicio procedură, atunci trebuie decontată întreaga sumă. Dacă este o procedură, trebuie urmărit dacă este legal sau nu este legală. Și, cum am spus, atenție la partea de limită. Limita nu poate fi pentru partea de lentile. Rețineți și accesați aceste informații, astfel încât să nu pierdeți drepturile care vi se cuvin. O zi bună!